Morning Glory, Morning Glory. Agiorapi se ascund de hori. Deci, în concluzie, 9 minute peste ora 9 și 1 minut. Coincidență, nu prea cred. Astăzi este, repetăm, o zi foarte specială, dacă este ziua voastră. La mulți ani din nou tuturor celor ce poartă acest frumos nume. La mulți ani celor ce poartă acest nume. Și nu în ultimul rând, vreau să fiu primul care a vă orază. Crăciun fericit. Și nu în ultimul rând, primul pătară. Adolie pe județ. Și asta. Deci, în concluzie, astăzi e o zi mare în care am primit încă o somație, nu? De la, da. Cineva spune că oamenii de la CNA ascultă podcasturile Morning Glory și de aia dau amenzi la 3 luni distanță. Deci ne-au dat pentru ianuarie, vă dați seama? Ce o să fie în august? Pe sufletul nostru? Abia a început. Da. Așa, îi spun bună dimineața profului de vin, Cosmin Tudoran. Bună dimineața. Bună dimineața din nou. Așa cum spuneam, dragi prieteni ai rock-ului, la momentul în care am intrat în liftul Rock FM, mă încearcă o adâncă senzație de deja vu. Așa, cu crampe, cumva. Am avut senzația că mai fost odată ieri. Așa, tu ai, deci... tu ai senzația, cum spun francezii, de deja bu. Deja bu, da. Și apropo de jingle-urile tale, cred că lipsește unul cu bețaș. Păi dacă e spumantul ăla frumos pe masă, trebuie mâncați. Mă, dar ce spune, e cremant, mă, am trecut la nivelul următor. Da, e cremant, da. Deci poți să-i spui cremă și... este cremantul? Pentru cei care au deschis mai târziu televizoarele? Frigiderele. Da. E un spumant, nu te las pe tine să zici. Păi mă, zi tu, că tu ești profesor bule de vin. Bule. Bule. Bule, bu, bule, bu, bule, bu, bule, bu, danse. A doua fermentație sticlă. Ăsta e Leon Beie. Îți place? Mult. Mult? Foarte mișto. Cu mineralitate, cu aciditate, cu... Alsacia, nu? Alsacia, da. Cu senzația de pâine, de coajă de pâine de la drojdie. Deci de aia se face foame. Da, mi-e foame de... Mamă, ce aș mânca un pahar. Da, e o senzație extraordinară. Așa, o să avem și niște invitații la evenimentul de mâine. De mâine. Unde tu ești anfitrion. O să încerc să fiu... Așa cum îmi place mie să spun, maioneza din salata de beof, adică avem... Maioneza este pe deasupra salatei, atenție! Ieșind în interior, ea unește! Se pune un sos pe bază de maioneză în interior, nu trebuie să fie grasă. Nu trebuie să fie grasă, important este să nu fie grasă. Și, scuze, stai, scuzați. Mamă, ăsta a învățat să deschidă, ca la restaurantele din Herăstrău, nenicuși. Deci, băi, uite, vezi, astea sunt efectele Morning Glory, bănânică. Da, e bine. Laura a gustat șampanie. Da. Laura, care este mintea veșnic trează aici, ea e singura care... Dar zic că nu mai știe nici ea să discearnă între bine și rău. Deja la prin câte a trecut, e greu să mai judece astea glumele, știi, cu e grasă, nu e grasă. Bănuiesc că după vreme devii imun, așa. Nu, dar îți dai seama că toate e aleatorii, știi, Morning Glory, Morning Glory. Și că Laura e ca mucenița din Sinaxar. Avem azi în Sinaxar, e nenorocire azi. Ce s-a întâmplat? Deci e măcel în formă continuată. E, mă rog, e o sfântă mucenică, Teodosia. Și, mă rog, i-au rupt carnea cu călige de fier. Dar ea râdea și zâmbea. N-a avea nicio treabă. Până ei s-au văzut oasele. Și i-a zis că nebunule, i-a zis împăratului care o chinuia, mi s-a dăruit să fiu în rândul mucenicilor. Și mă rog, i-au pus o piatră de gât, a fost aruncată în mare, dar au salvat-o îngerii și din nou au prins-o și a fost dată să o sfârșie fiarele sălbatice, dar acestea nu s-au atins de ea și până la urmă călăii au tăiat capul și... Tăsabia s-a săvârșit. Și, și tot în această zi mai avem printre mucenici un bărbat și soția sa, care s-au săvârșit zdrobindu-li se oasele cu toiegele. Toiegele, da. Cu botele, cum se spune în zona Brașovului. Botă. Botă. Botă-l Dumnezeu. Dar da, e botă-l. Chiar mi-a dat un domn din publicitate. Bottle? Da, Claudiu Dobriță, cred că îl cheamă. Un slogan pentru Morning Glory, ci că... Bottle, da, scris în englezește, da? Bottle Dumnezeu. Bottle Dumnezeu. Bottle Dumnezeu. Despre asta este vorba și mai avem probleme cu Ioan Tesalonicianul. Așa. Care în Smirna a mărturisit și care... Și care?
S-a săvârșit. Pentru că de sabie s-a săvârșit. Ai văzut? De sabie s-a săvârșit. Vine papa. Așa. Papa sunt, mobil. Da, da. Sunt, mă întreb ce bea papa, adică cu ce îl tratează, oare... Că... Oricum, cred că și el are o rețetă din asta, o apă cu un anumit pH, un spumant cu un anumit perlaj, nu poți să fii papă și să nu bei ceva ok. Ei, hey, elevii bucureșteni, de altă dată vor fredona cu lasă-mă papa la mare. Are o distracție și soare. Da, nu știu de ce am senzația. Nu. Ce nu? Nu avem, nu. E un ascultător care ne dă citate din Bistrița, zona ta de suflet. Oh, da, e mișto acolo, sunt niște... Da, e complicat. Noi am fost niște culegători pe vremuri și am mai introdus aici colo câte o frază de genul: noi nu dăm dumenaș pe la șave. Da, și asta. Și asta. Și asta. Măi, roșcatule. Măi, da, exact, mic. Așa, ia spune-mi, te rog frumos, ce? Cum s-a schimbat viața ta de când ai făcut școala asta de vinuri? Mă rog, ajutătoarea de... Da, școala ajutătoare de vinuri. S-a îmbunătățit într-un fel, că după ce am ajuns printr-un curs de degustare, așa, acum vreo 9 ani, parcă, cu domnul Binder, ce acum servește tot lumea vinului, da. Da, am ajuns la un curs de somelieri. Nu așa mai, a fost un singur curs în România, foarte, foarte amplu, cu multe ore. Acum cel mai bun curs este al domnului Nedelea. Și am ajuns să degust vinuri, să citesc, să mă nimerez ajutător pe la niște concursuri, după care să ajung și eu în banca celor care degustă și punctează vinuri în, atât în România cât și afară. Iar pentru mine este foarte interesant că odată cu experiențele astea am ajuns să torn vinuri în gură pe care în mod normal nu le ai... Nu, da, ai avea parte de ele. Nu le-ai, n-ai cunoaște struguri, da. Și da, nu le-ai. Nu le-ai. Nu le-ai, ăsta sună ca un versul, un fel de tu le-ai, da. Nu le-ai, Doamne. Nu le-ai, tu le-ai, e după ce le-ai băut, da. După ce le-ai gustat. Dar înainte de asta este nu le-ai, Doamne. Nu le-ai, Doamne. E complicat, da, da. Aș mai adăuga aici, ce? Totuși și cursul lui Imre. A, da, da, da. Sakaci, da. Bă, unde sunt și eu, da? Cursant, da. Ești, da, da. Doiu, da. Sau doiu, da. Doiu. Da. Păi asta vreau să zic, că există două variante de abordare dacă vrei să intri în lumea asta. Unul la mână te-ar ajuta un curs din ăsta de introducere, un curs de somelier care să-ți predea puțin ABC-ul, iar doi sunt cursurile WSET, pentru că alea te poziționează într-un limbaj comun în engleză, îți predau noțiuni de la bază până la foarte, foarte aproape de viticultură. Ceea ce nu e rău. Ceea ce e, da, da. Adică e și bine să știi ce mănânci când mănânci. Și asta. Și acum, revenind la problema noastră, avem niște invitații pentru mâine. Da, deci da. Mâine la ora 9 începe, nu? La 9 este Iureșul. Iureșul, da, începe pentru horecari și pentru presă, după care începe puțin mai târziu pentru public. La ora 15, mi se la pare. La ora 15. Da. Dar cu invitații puteți veni de dimineață. Deci de dimineață. Dacă aveți așa, i-am rugat pe ascultători să ne scrie ce vin mișto au asociat cu o mâncărică bună între timp și am primit 0729001122. Avem niște invitații la evenimentul de mâine care se numește World of Wines by Vinimondo și care este prima degustare profesională a portofoliului unui mare importator de vinuri. Și chestia mișto este că la acest eveniment au să vină producători foarte mari și foarte inaccesibili pentru oamenii din industrie, de altfel, dar și pentru publicul obișnuit, care înseamnă, se spune așa, Ornellaia, Gaia, Sassicaia, Bilcar Salmon, Villa Sandy, mai avem și producători de șampanie, Agrapar, Egliurie, Jean-Luc Tumvin, care e supranumit The Bad Boy of Bordeaux. Și mai vin și din California, Murphy Good și Casa Del Bosque, vin din Chile, iarăși o casă minunată de vinuri. Excelente vinuri. Sunt lucruri foarte, foarte rare și... Da. Și pe care le poți cunoaște cu persoana în cauză. E ca și cum ai asculta melodia cu producătorul, așa cum, de exemplu, ieri am avut parte de Byron, ce a venit să-și expună lucrarea, așa și oamenii ăștia vin să-și expună lucrările pe care le-au îmbuteliat. Așa, noi avem acum, de exemplu, avem deocamdată doi câștigători. Yeah. E o doamnă, se numește Roxane Mocanu. Așa. Și zice că a băut un Puy Fumé.
da? Și cu 12 escargot. Nu știu de... Cred că sunt cunoscute astea 12 escargo. Sunt, da, da, da. E... Un escargo se lângă... Da, pe un da 12 e o cină cea de taină, da, da, da. Deja... Da. Cina cea de taină îngrașă totuși destul de mult când întingi azima în, în sosulețul ăla de unt cu pătrunjel și usturoi. Frumos, frumos. No? Da. Mi se pare foarte bine. Și mai avem, uite, un... Încă... Ah, uite... Mă, da, femeile gustă, e bine, da, deci avem două câștigătoare până acum. Rodica, opa, este cea de-a doua, care a băgut un negru amaro de San Marzano cu jumări de gâscă. Bun, l-a servit. Bun. Jumările de gâscă șad bine în negru amaro. Ăsta da? E un strugure italian pe care l-am descoperit de curând la un concurs de vinuri. Nu știam de el. Trebuie să recunosc că sunt vreo 11.000 de soiuri de struguri ce sunt îmbuteliați în lume, așa că ți-e greu să faci cunoștințe cu toți și să-i și cunoști, să-i invizi la masă, să faci schimburi de Facebook. Dar ăsta e un soi foarte mișto, e foarte copt, așa, îți dă tot paletarul ăsta de fruct copt, de coacăze, de vișine, foarte mișto. Vișine, bei vinul. Dacă se poate, o dată pe săptămână. Vișine, bei spumantul, da. Da, ce să... Uite că m-ai blocat cu întrebarea, că nu știam care e al doilea strugure. Eu sunt și francofon de meserie, așa. Și este un Pinot... Unde, cum îi zicem? Stai un pic aici. Stai puțin. Uite aici. Pinot... Tu știi, eu sunt francofon, tu știi. Cum se citește Auxerrois? Auxerrois. Deci cum zici tu? Da. Și cu Pinot Blanc? Da. Ținut în sticlă, adică vorbim de spumantul pe care l-ați ascultat mai devreme fâsâind. Că omul ăsta deschide ca în Cotroceni. E foarte adevărat. Bun, până acum mai avem opa. Am stat acolo. Și că bună, Răzvan, am degustat vinurile aduse de domnul Vasilis. A, deci Vidia Hora și toate... Da, 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 da. Așa, nu l-am botezat, din Santorini, asociată cu brânzeturi. Nu am reținut, soțul e mai priceput și aș vrea pentru el o invitație. Dacă se însoțește, e păcat să trimiteți singur, nu știți dacă mai ajunge acasă. Că știți, mai avem și concert urma, care scapă turma. Da. Bun, avem deocamdată două câștigătoare, mai dădem niște invitații acum, da? Dădem. Mai dădem, că mai avem. Așa, voi scrieți-ne pe 0729001122 ce din astea, ce vinuri bune ați asociat cu mâncărică foarte bună și noi o să continuăm discuția cu Cosmin Tudoran, proful de vin, imediat după publicitate. Morning Glory, Morning Glory, vodka e din cartofiori. Deci, în concluzie, 20 de minute peste ora 9 și 8 minute, timpul zboară repede atunci când te distrezi. Suntem alături de Cosmin Tudoran, alias proful de vin, da, de spumant. De proful de vin, da. Să concluzionăm și treaba asta, că o să creadă lumea că mă iau în serios. E așa, la mișto, proful de vin. Cu proful de vin este un serial pe care îl fac pe Facebook și mai nou pe YouTube. Adică da, l-am urcat și pe YouTube, ca să înțelegeți. În care vorbesc despre vinuri, zone viticole românești, soiuri autohtone, locuri și oameni. Și am încercat așa să produc un serial în care cu care să salut lumea vinului și să încerc să adun mai mulți fani, adică propovăduiesc vinul agnosticilor de vin și cam asta, vezi, ce frumos vorbesc. Ce-mi place cum te exprimi, da, este extraordinar. Și mie mi se pare foarte bine. Stai puțin să vedem aici, ia să vedem. Opa! Ce? Cică Brunello... Din Montalcino? Da, cu ce? Crama Piccini. Piccini, cu da. Cu urechi de porc a la plancia. Bun. Bun? Bun. Bun. A la plancia, ăla e greu. Da. Acum, regula asta a combina vinul cu mâncarea merge pe două variante. Una care se poate, una care nu se poate. Adică una care se susține, care se susține reciproc alimentul, da, vinul cu alimentul, alimentul cu vinul, sau una după pofta inimii. E așa, într-adevăr, unele lucruri merg foarte bine și sunt dedicate, dar pentru un om care are gusturi mai deosebite, s-ar putea să placă un vin care să în domeniul din partea unui profesionist să spună că nu e așa. Dar până la urmă, dacă ție îți place și consumi vinul cum trebuie în paharul
corect și la temperatura corespunzătoare și îl asociezi culinar, îți pui și acolo, faci un link în căpșor pentru momentul servirii, înseamnă că este o variantă foarte bună. Așa cum toți cei care au completat și au trimis aceste vinuri, înseamnă că ceva, vezi? Dacă da, țin minte, înseamnă că ceva funcționează. Bun, mai avem încă doi invitați mâine. Acum trebuie să și sunăm după emisiune să vedem dacă o să confirme. De la ora 13, ora 13 se face Palatul Bragadiru. Palatul Bragadiru, se face accesul pentru cei care primesc acum invitațiile de la Morning Glory, la WOW, de la World of Wines by Vinimondo. World of Wines. World of Wines, da. Wines. Și avem un Sauvignon Blanc de la Casas de Casas del Bosque. Da. E minunat. Chiliene. Și un Lupi. Lupi. Lupi, mă. Da. Lupi. Moldovan. Lupi. Cu ce era Lupi? Cu friptură de vită. Da. Da. Și mai este Sauvignon Blanc cu scoici culese de pe epavă în vama veche. Bă, tu îți dai seama cât s-a muncit? Epavă în vama veche? Păi nu mai e epavă aia mizerabilă? Păi, a, acolo era, nu? Da. Nu știu ce a zis, de la epavă. Adică Costinești. Bine, cred că e în dreptul la epavă. Pe e și la Costinești, dar era una și în... E una. E? Dar e din ce în ce mai invizibilă. Mamă, dar muncă multă să decojești scoicile de pe epavă. Păi eu când eram hipiot și o ardeam prin 2 mai și nu mai aveam bani de mâncare, m-am specializat în scoici. Vorbesc foarte serios. Și mă duceam în fiecare dimineață, mă scufundam, adunam scoici și rapane. Așa am învățat. Bun. Să gătesc rapane. Excelent. Asta făceam. Eu, ce vin puneai la rapane? Cred că puneam ce găseam la magazinul Dobrogean, de lângă Dobrogeanul, la alimentarea aia. Cred că puneam ce găseam la magazinul Dobrogean. Bun vers. Da, e foarte... Unde cânta formația Fiii Dobrogei, pentru cei care își mai aduc aminte. Aproape redundant, dar cumva cred că pe acolo puteau să fie de persoaneși. E important și chestia asta. Spuneam, Cosmin, tu acum care... Așa, deci mai avem doi câștigători, le trimitem mesaje și... Felicitări. Auzi, dacă cum sună un vin de Samos cu salată cu rucola, brânză de capră, roșii uscate și muguri de pin. Sună excelent. Da? Da. Samos. Acolo este, stau să-mi aduc aminte, sunt niște soiuri din astea autohtone. Da. Și lapsus acum, doar că stați un pic să vă zic ceva. Acolo stătea prințul Ghica. Da. Da, a fost șeful la Samos acolo. Muscatul, muscatul. Da, e muscat. Și de acolo pleacă Metaxa. Din da? Samos, da. Toți strugurii, toate vinurile, de fapt. Metaxa este un distilat care în finalul procedeului fabricației vine infuzat cu ceva, o licoare specială salvată de oamenii de la Metaxa. La început i s-a spus coniac, după care i s-a spus brandy, având în vedere că oamenii și-au înregistrat aceste denumiri de origine controlată, respectiv francezii, și ulterior ONVPV-ul a zis, băi, brandy este doar un distilat din vinuri, fără nimic altceva. Metaxa a ajuns la concluzia că până rămâne la Metaxa, doar că vinurile ce sunt distilate vin doar din Samos. Da, asta nu e muscat, nu e rău deloc. Bun, deci acum, ca să încheiem partea asta, avem următoarea listă de câștigători. Deci avem întâi un Puy Fumé cu melci, cu escargot, apoi de la Roxane, apoi avem Negro Amaro de San Marzano cu jumăr de gâscă de la Rodica, apoi avem un Casas del Bosque Sauvignon Blanc cu scoici de la Vio, apoi Brunello cu urechi de porc a la plancia, Liviu, ultimul vin așa, Lupi de la Crama Gitana cu o friptură de vită, asta de la Bogdan, și mai avem încă o fată, e bine, e foarte echilibrată, așa, Andreea, vin de Samos cu salată de rucola, brânză de capră, roșii uscate și muguri de pin. Da, muscă de mâine dimineață, mâine de la ora 13, sunteți așteptați la Palatul Bragadiru și trebuie să îi sunăm... Ce? Da. Și să-i sunăm să le spunem cum intră în posesia invitațiilor. World of Wines by Vinimondo, mâine îl vedeți și pe Cosmin Tudoran pe acolo și o să aveți ce gusta. E un traseu lung și dificil. Anevoios. Sunt 200 de etichete, e foarte bine. Și primiți și un pahar. Da, important e să scui des. Da, e foarte important. 200 de etichete, nu asta pot să... Asta o să fac și eu, dacă o să trec și eu pe acolo mâine, dar mai am un pic de treabă, deci va trebui să mă feresc totuși destul de bine. Cam cum se ferea Bruce Lee. Acum, Cosmin, spune-mi și mie, te rog, dacă ai putea să ai tu o putere supranaturală, așa, care ar fi aceea? L-aș copia pe Oliver Bauer, dar nu mai pot. Da, m-aș face Oliver Bauer. Da.
Superpower. Superpower, da. De la deci, Oliver Power. Da, da. Exact, da, uite, asta v-ați face. Adică aș fura, pur și simplu. Aș sta așa în umbră și să copiez și să fur toate, tot meșteșugul ăsta de a fi vinificator. De fapt și de drept, tot ce fac în lumea asta mă duce spre zona aia și cam asta încerc să... Adică într-o bună ziua să faci și tu vinul tău, genul ăsta? Da, da. Am încercat deja, am început deja, o să scoatem ceva în curând. Ah, da? Da, da, da. Deocamdată este așa, împreună cu cineva, e un featuring, știi, așa cum făceam cu Maga featuring cu Ailin Kadir. Da. Acum 5 ani, melodia Dezbrăcați, acum mă îmbrac și fac un vin cu un alt producător. Mă, nu erau, bravo, nu e, să fie într-un ceas bun. Mulțumesc frumos. Roșu, alb, sec? Roșu, roșu, roșu. Începe cu roșu. Roșu, alb, sec. Roșu, sec, da. Un roșu, cupaj. Sec. Da? La un temperatura sandwich. Camerei, 28 de grade? Sau cât temperatura camerei de castel, că dacă e cameră de Thailanda, e cam hot. Aia zic, da. Și sunt și mari probleme. Zi-mi după tine acum, care ar fi cea mai mare problemă de la noi din țară? Ce te supără pe tine acum? Mă supără că să ia lumea mult prea tare în serios. Da? Da, da, asta chiar n-ar strica să fim un pic mai relaxați toți, de la cap la coadă. Crezi că suntem puțin cam prea încrâncenați? O, da, asta, da. Suntem mult prea încrâncenați. Ah. Se bea prost dimineața. Sunt foarte mulți oameni care nu prea înțeleg chestia asta cu băutul dimineața, de spumant, atât, da, da. Nu altceva. Acum, lăsând orice glumă la o parte, mănânci dimineața, dacă bei un, nu știu, un 30 de mililitri de spumant dimineața, nu e niciun capăt de lume, nu e nicio grabă, nu e vreun lucru grav, doar se potrivește bine cu omleta, cu papara de ouă ociuri, cum se zice în St. George. Ești din St. George? Nu sunt, am fost acolo. Că știam că ești din Bistrița. Da. Da, St. George este polul ardelenismului. Știi cum e, știi cum e în St. George? E zamă de salată, de exemplu. Da. Zamă de șalate. Șalate, da, am auzit și la Cluj, se spune și așa. Și la ciorba de fasole? Zi, nu mai știu. Zamă de fânsulă. No. Eat this. Mi se pare că sună foarte... Ar merge bine cu Leon Băie, gen fânsulă. Da, un domn zice că a mâncat șuba. Și a băut spuman brut. Șubă? Șuba? Șuba, da, șuba. Și-a mâncat șuba? Șuba este o salată rusească. E un fel de salat băf, așa, wannabe, dar e făcută din straturi, e foarte picturală. Sunt straturi de cartof ras, de sfeclă rasă, de obicei cu pește marinat sau afumat, și cu straturi de albuș de ou, maioneză între ele, maioneză deasupra, e ceva foarte bun, îți vine să te dai cu ea pe față. Este una din salatele mele preferate, se ține însă destul de mult la rece, înainte de a fi gata, și e a piece of heaven. Bun. Mai ales dacă ai un pește foarte bun. Cool. Ai multe straturi de grăsime și de... Da, știi, da, da. Și cu ce se ridică? Și aciditate cu spuman brut. Da. Ar fi o soluție. Da. Și mie mi se pare că... Păi dacă ai nevoie de aciditate și de aciditate mare pentru toată maioneza și toate grăsimile alea. Da. Și uite, hai să luăm și pe omul ăsta, că îmi place. El a mai trimis jumăr de porc și slănină cu furmint. 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 Cu furmint. Furmint, asta nu-i slogan furmint. Interior? Ba da, e ceva de genul... Mi-aduce de un partid... Da, ăștia care ne-au luat acum. Ai văzut că la Craiova sunt 192 de furminți și au luat 1900 de voturi? Da. Na. Deci, se deci confirmă. Soiul acesta autohton înguresc. Se confirmă înguresc. Științific, da. Spune-mi, te rog frumos, dacă tu ai o amintire frumoasă cu un fel de mâncare asociat cu un anumit vin, ceva care să te facă să-ți dai ochii peste cap, să zici, bă, ăla a fost momentul în care l-am văzut pe Dumnezeu, s-au deschis porțile cerului și a fost ceva atât de bun. Da, am. Te-a bușit plânsul. Mie mi se întâmplă, recunosc că așa. Uneori dacă mănânc ceva bun, e ca atunci când ascult muzică și îmi place la nebunie. Exact. Și mă bușește plânsul. E un fel de emoție care mă copleșește și nu rezist. Și la mine se manifestă prin niște lacrimi. Nu plâng în batistă, nu mă zgudui de plâns,
Da, îmi dau lacrimile uneori. A, mie, de exemplu, mi se face părul piele de găină pe mine. Mie mi se pare piele de măciucă, da. Așa. Dar piele de măciucă, de... Așa. Dar să revenim la întrebarea ta. Era un an frumos. Era vară. Consumam un soi din autohton italian Ribona și eram la o... un restaurant frumos în care se mâncau doar pești ne... Așa, de ăștia, cum îi zici tu, al fresco, nu? Da, da, da. Așa? Crudo. Crudo. Crudo di pesce. Și eram foarte bine într-o bodegă din Italia cu domnul Răzvan de față. Da. Foarte mi-aduc frumos aminte, a fost. Da. Aia, de exemplu, uite, soiul ăla Ribona, dacă mai ții minte, sticla era scris cu niște fonturi foarte înalte și cu așa irizații metalice albastre. Ții minte sticla, ții minte soiul. Minunat, da. Fonte Țopa e producătorul. Foarte bun. Iar peștea și aricea aia de mare... Da, uneori ai rămâi cu regretul că nu ai putut să mănânci până când intri în comă. Da. Dar, în mod normal, așa ar fi trebuit făcut. Da, deci exact, da. Să te ducă, dar să-ți aducă și rezerve pentru când te trezești, pentru când îți revii, să mai bagi o mână în aricea aia de mare. Uneori la mesele astea ar trebui chemat o ambulanță, exact ca la concerte, știi? Da. Sau la meciurile de fotbal, dacă se întâmplă ceva, să nu cumva să... Da, resuscitare! Resuscitare, masa 5. Andiamo, da. Andiamo Costică, resuscitare. Andiamo, resuscitare. Resuscitare, da. Și după aia revenire. Mi se pare, da. Nu? Da, e foarte bine așa. Te las un pic să, okay, să dădem. Deci avem 7 cu domnul cu furmintul. Și chiar îi rog să intre în posesia invitațiilor și mâine, dacă sunt acolo la Palatul Bragadiru, să ne caute, că vreau să fac poze cu domnul. Câștigător, rog. Așa, ia uite, da. Să și bem ceva. Da, mă. Și să și mâncăm, am auzit că vine dirijorul Liviu Chiorpec și pregătește niște... O să mâncăm, dar mai încet, așa, mai târziu. Da, da. Exact. Cicaricii de mare au oase. Oase ai tu la cap, mă. Vorbește-mă frumos, bă. Tu-ți dai seama cât e de greu ca arici. Și ca arici de mare, dar și ca arici. Să te scarpini, frate. La asta nu se gândește nimeni. Good morning, good morning. Morning glory. Morning glory, morning glory. Nu mai vă bătesc ca Chiori. Deci, în concluzie, 50 de minute peste ora 9 și 1 minut. Practic ultimele zvârcoliri ale lui, da, Morning Glory în acest moment, alături de Cosmin Tudoran, aka proful de vin. Da. Cosmin Tudoran, stai că am venit și eu cu jingle-ul meu. Nu puteam să... Da, o să lucrăm și la chestia asta. Mă, Cosmin, tu te uiți la seriale, la prostii din astea. Oricum arăți ca un personaj de benzi desenate. Păi, mă uit la mine și e un serial în fiecare seară dimineață. E ok, da. Da, și uite, a fost Comic-Con. Ai fost? Nu, am auzit. Nu, n-am fost. Din păcate n-am ajuns. Știu că e o întreagă... A fost și Dan Diaconescu as himself acolo. Pe bune? Da, l-a văzut Laura, da. Și că mergea și cu cămașa deschiată, da. Jesus, o fi încurcat, credea că el se ducea la Vitan să-și ia o mașină ceva, nu știu. Și o căta la Comic-Con, nu înțeleg. Sunt probleme, dar... Da. Uite, Laura i-a întrebat poate, pe... Auzi, poate lansează un OTV din ăla desenat. Da. Da. Bine, el oricum avea ce căuta, după părerea mea, acolo. El e personaj în sine. N-ai cum, poți să faci benzi desenate cu Dan Diaconescu, liniștit. Dar... Laura i-a întrebat pe cetățenii care erau pe acolo cu ce personaj ar ieși ei la bere. Ce personaj din seriale, BD-uri și așa mai departe. Și uite răspunsurile. Hal de răspunsuri. Morning Glory întreabă, cetățenii răspunde. Cu ce personaj dintr-un film sau un joc pe computer a ieșit la o bere și de ce? Cu Jon Snow din Game of Thrones. Aș vrea să le întreb cum s-a simțit atunci când, după cele 8 sezoane în care el a făcut lucruri grozave, la sfârșit s-au gândit să-i dea un final așa lame. Eu cred că cu Kylo Ren, Ben Solo din Star Wars, mă identific destul de mult cu el, cu chestia asta, că a avut o copilărie destul de tragică și nu l-au înțeles părinții și cred că ar fi interesant să stau așa de vorbă cu el. Eu sigur l-aș lua pe Batman, dar varianta Christian Bale. Tyler Durden din Fight Club. Hulk. Îmi imaginez că ar fi fun din cauza instabilității. Cu The Flash, că nu s-ar îmbăta niciodată. Cu Obi-Wan Kenobi, pentru că îmi place modul lui de a gândi și de a fi. Lara Croft, își dă lumea seama. Glenn din The Walking Dead, face totul.
cu Daenerys Targaryen. Asta un pic de vorbă cu ea. Să întreb de ce a fost atât de supărată. Adică înțeleg de ce a fost atât de supărată, dar femeie, calmează-te. Morning glory, morning glory. Da, femeie, calmează-te. Da, da, da. Băi, nenică, deci da. tu înțelegi că lumea ia foarte tare în serios și politica, dar și serialele, da, și serialele, da, 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 da. Și jocurile. Da, nu m-au prins. N-am văzut niciun episod din GOT, nu știu. I ain't got problems. Eu mă gândesc că mă uit la tine așa și zău dacă n-aș ieși la o bere cu Chewbacca. Da. Ia, mă. Chewbacca. Stai că vin una mai bună. Doamne, ce exact, da, da. Iar o să vină hârtie de la... Iar o să vină hârtie. Doamne, ce fac așa? Dar cred că sună mai bine cu spumat. Stai, lasă-mă și pe mine puțin. Stai ușor. Deci este concurs de imitat Chewbacca între invitatul nostru și Mihai, care am descoperit că are o Chewbacca ascunsă în el, care îi cere de mâncare. No, nu merge, sorry. Merge mai bine așa. No. Nu e adevărat, da, ce văd. Deci... Da. Cosmin, câți ani ai, scuză-mă? De când ce? De când ce, da. Bat pe 40, da. Da? Da, da. Dar Chewbacca nu, păi, sufletul tău. Ai văzut că a și trăit 80 de ani, deci e ok. Da. I have great expectations. Mihai, mai avem ține Chewbacca? Mai rămas un pic de Chewbacca în tine? Mai. Dar cu ce faci Chewbacca? Ăsta face cu cafea, mă, cu lapte. Cafea cu lapte. Că e mai untoasă, vezi? Da, vezi, am înțeles acum. Băi, nu. Morning glory, morning glory. M-am trezit în lacul Morii. Deci azi am avut o scenă foarte frumoasă cu Caracatiță, care scrie articole din astea despre cum să ne interpretăm singuri visele pe ele.ro. Aoleu. Și am zis că de fapt nu este un om, e o caracatiță care a fost stropită în ochi de o sepie care a venit la ea și i-a dat cerneală și a fost... Oh, o să mă urmărească toată ziua această imagine. Scenă, da, imaginară, da. Tu-ți dai seama unde s-a ajuns? E bine, da. Măi, Cosmine. Da, domnule. Măi, exact. Roșcatule. Deci... Am înțeles că, revenind la scrisorile de la cine, am înțeles că îți greșesc ăștia. Da, mi-au greșit numele, mă. Ție și lui Benedict Cumberbatch ăsta. Engelbert Humperdinck. Bine, ăsta. Și lui Claudiu au greșit, că nu se scrie așa. Lucui? Lui Claudiu, nu se scrie așa numele. Nu se scrie Cârțena? Ba da, dar numai că cu Udini, e Cirtina. A, Cirtina. Acum, nu trebuia să, pe bune? Mă, acum am și început cu reproșurile, abia a venit somația, pe bune. Cum ar face sepia noastră din studio? Da. Un sincer... Dar nu e sepia, mă. E sepia, mă. A, mă, că sepia. Tu ai povestit cu pisica. Nu, asta e sepie, asta este... Așa fac sepina înainte să scui pe cerneală. Nu cred. Se și screm puțin. Da. 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 Acestea fiind zise, cred că e cazul să... Da. Îmi pare rău. Uite, eu sunt încă în mașină, îmi încep programul la ora 9. Sunt încă în mașină, n-am ajuns la birou și râd ca proasta. Trafic. Atâta ai putut și tu. Concluzia noastră. Da, eu cred că e bine să asculti. E mult mai bine să asculti Morning Glory, da. Încă de dimineață. Adică matinalele de dimineață mie mi se par cel mai bun. Matinalele de dimineață e singurele pe care vis. Le prefer. Da, nu poți. N-ai de-aia cum să te trezești. Oricând ai face o matinală. Bă, dacă nu faci dimineața, ești ultimul prost. Da, am șterg acum saliva de la sepie. De la scuipatul sepiei de pe barbă, bărbie. Și mergem mai departe. Îți mulțumim, Cosmin Tudoran. Mulțumim, Cosmin, vă așteaptă mâine la WOW, da, la Binimondo, Bragadiru. La Palatul Bragadiru. Dacă nu, veniți la ora 1, veniți la 1 și 10. La 1, oricum vă puteți cumpăra bilete încă. Iarăși face asta, ca Chewbacca. E incredibil. Dar iese, nu? Din ce mai bun. Deci are centură neagră 2 dani la Chewbacca. La Chewbacca, da. Da. Vă mulțumesc frumos pentru invitație. Și noi îți mulțumim. Mă găsiți pe Instagram Cosmin Tudoran și pe Bragadiru mâine. Da, cu paharul în mână. Da, normal, păi cu ce vrei.
Morning Glory on Rock FM.